Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Numele lunii iunie, în latină Iunius, vine de la Zaita Iuno, soția lui Jupiter și protectoarea femeilor măritate. Poate de asta se crede că nunțile făcute în iunie duc la cupluri durabile. Vara începe cu Sfântul Mare Mucenichi Ioan cel nou de la Suceava. 2 iunie, și durează până la Sfânta Maria Mică, 8 septembrie. Sânzienele sunt sărbătorite pe 24 iunie, ziua în care se face pomenirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută și sub denumirea de cap de vară, pentru că acum soarele ajunge la apogeu. Numele de sânziene desemnează pe de-o parte zânele bune, dar și florile galbene ce înfloresc în preajma zilei de 24 iunie. Sânzienele cazâne pot fi aducătoare de rele dacă oamenii lucrează în ziua de 24 iunie. Dacă nu sunt cinstite de către credincioși, stârnesc vijeli și lasă câmpul fără roade și florile fără lac. Zeița agrară, protectoarea lanurilor înspicate de greu și a femeilor măritate, sinonimă cu sânziana este în muntenia, Sudul Moldovei și Dobrogea, Drăgaica. Aceasta se naște la 9 martie, echinocțiul de primăvară în calendarul Iulian, la moartea Babei Dochea, crește și se maturizează miraculos până la 24 iunie, ziua solstițiului de vară în calendarul Gregorian, când înflorește planta ce îi poartă numele. Sânziana sau Drăgaica este invocată de fecioare la vârsta căsătoriei și de neveste cu copii în brațe. În obiceiurile, credințele și folclorul românesc Drăgaica păstrează amintirea Marii Zăiți Neolitice, divinitate lunară, echinocțială și agrară, identificată cu Iunul în mitologia romană. Iunie, luna iubirii și cireșelor, îți poate oferi un timp romantic de neuitat. Dorești să-ți diversifici viața? Fii îndrăzneață, nu-ți fie frică să-ți asumi riscuri, să acționezi în afara regulilor? Să te îndepărtezi de acțiunile obișnuite, toate semnele zodiacului vor fi pline de forță și vor radia o mare și bună dispoziție. Din 21 mai, soarele este în gemeni, iar din acel moment, pot spune că jocurile sunt făcute, opoziția dintre soare și Jupiter și cuadratura către Neptun, precum și o serie de aspecte negative cu planetele din Capricorn, la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, pot fi percepute ca pregătire pentru un examen astral. Examenul în sine va avea loc la sfârșitul primei decade, între 7 și 16 iunie. Aceasta va fi una dintre cele mai mari scăderi ale protecției energetice. Vom intra în zona furtunii cosmice care va dura mai mult de o lună, deci este important să menții ferm cărma și asemenea unui capitan de navă în familie în carieră și în ambițiile creative să îndrepți corect în ava. Principala sarcina primei decade al Uniunii nu va fi achiziția și îmbogățirea, ci păstrarea celor obținute anterior. Noi planuri, proiecte, parteneri și propuneri pot conține pericole ascunse și consecințe nebănuite care, în cel mai inadecvat moment, pot duce la o catastrofă. Vei avea nevoie de calm, îngrijire și precauție. În caz contrar, chiar și o mică greșeală în prima jumătate a lunii iunie poate duce la un rezultat negativ major. În această perioadă, probabilitatea de accidente și distrugeri, precum și de situații neprevăzute în timp ce călătorești pe apă crește. Un mic răgaz la sfârșitul celei de-a doua decade, de la 16 la 21 iunie, îți va oferi o oportunitate de a face alegerea potrivită și de a găsi soluția de a utiliza aceste fenomene de criză în avantajul tău. Al doilea val al crizei va avea loc în perioada 21-29 iunie și este necesar să te pregătești în avans. În a treia decadă, soarele se va muta în Rac, asociat cu familia și rudele astfel încât succesul va fi în mare măsură determinată de fiabilitatea parteneriatelor și de o familie puternică în spate. Pe arena internațională instituțiile financiare pot fi testate pentru tărie. Dacă primul val de crize le-a scuturat, atunci al doilea și apoi al treilea val pot duce la distrugere. Această criză poate fi similară cu criza din 2008, prin urmare, Probabilitatea unor situații similare în iunie 2019 este extrem de ridicată. În luna iunie, este recomandat să eviți achizițiile majore, calcularea cu atenția banilor și luarea în considerare a tuturor riscurilor. Dar dacă ai plănuit să cumperi o mașină, un apartament, apoi din potrivă, consideră că această investiție este una bună. O atenție deosebită trebuie acordată sănătății, cu precădere dacă suferi de boli ale sistemului circulator și ale sistemului musculoscheletic. Pe fondul scăderii vitalității, este de așteptat o ușoară deteriorare a relațiilor de dragoste. În ultimele zile ale lunii iunie, probabilitatea de cunoștințe romantice pe termen scurt și fără obligații crește, nu ar trebui luate în serios dar hai să fim optimiste și să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Astrele spun că poți primi multe oferte tentante, dar majoritatea vor fi de natură dubioasă, mai ales dacă provin de la oamenii necunoscuți care promit o îmbogățire rapidă. Ar fi bine să iei în considerare, dacă în iunie te vei implica într-o aventură, Vei suporta consecințele până la sfârșitul anului. Iunie este una dintre cele mai dizarmonioase perioade pe tot parcursul anului. Te poți confrunta cu eșecuri în carieră, dezamăgiri și deziluzii. Problemele și inhibarea afacerilor te pot duce la disperare, te poți simți neajutorată. În același timp vei avea tendința să-ți supraestimezi puterea și capacitățile, promițând mai multe decât reușești să duci și să faci iar asta te poate face să devii victima entuziasmului propriu. Prima jumătate a lunii va fi în mod special nereușită, nu merită să investești bani și energie în proiecte noi, să faci achiziții mari, să te angajezi prin semnarea de contracte. Cea de-a treia decadă va fi de asemenea dizarmonioasă, va afecta în special poziția la locul de muncă și în societate. Poți fi urmărite de eșecuri, critici din partea colegilor, a conducerii, precum și de propria ta lipsă de viziune, ceea ce poate duce la probleme în acest moment, banii și relațiile. Greu de spus de ce, dar poți avea șansa de a deveni renumită. Desigur, planificarea unei lovituri financiare este ceva din zona fantastică a baronului Münhausen, dar tendințele cosmice sunt de așa natură încât în prima jumătate a lunii va exista un succes profesional major. Însoțită de o discuție foarte largă în anumite cercuri, fluxurile de energie din iunie te pot determina să riști în mod constant să-ți atinge obiectivele. De obicei, tu nu ești inclinată la un astfel de comportament, dar se poate să fii literalmente copleșită de o setă de activitate, iar motivele pentru aceste lucruri sunt destul de simple. În a doua decada a lunii iunie va veni momentul unor schimbări pe scară largă și poți începe să reimplementezi în mod activ. Dacă vei acționa cu calm și tact, succesul va fi de partea ta, zeița fortuna se va preda de bună voie în brațele tale. Dragostea și aventurile Nu îți pierde energia și timpul la începutul lunii pentru a clarifica relația cu un partener. Mai bine veziți de afacerea ta. Din 3 iunie este o perioadă bună pentru spiritualitate în relații. Probabil conștiința ta de femeie se va răsuci și îți va schimba viața. Pe 4 iunie evită să provoci partenerului gelozie sau să te cerți cu el. Pot fi consecințe pe termen nelimitat. Dacă ai răbdare, pe 6 și 7 iunie este momentul pentru eliminarea contradicțiilor. Din 13 iunie, un partener îți poate fura independența. Dar trebuie să găsești timp pentru cel iubit. După 20 iunie, în viața personală te poți aștepta la schimbări favorabile. Relația cu familia va deveni mai plăcută și mai caldă. Dacă te-ai certat în trecut cu oameni apropiați, poți începe negocierile de pace, care sunt susceptibile de a se termina pozitiv. Poți merge într-o călătorie în această lună, și va fi în general de succes. Sănătatea! În lună iunie, Sănătatea generală poate fi numită oarecum slabă, prin urmare, activitatea fizică, formele active de recreere sunt posibile, dar în limite rezonabile, pentru că faza de tranziție va fi cea mai dificilă pentru tine, și cu cât este mai mare amplitudinea, cu atât mai mult corpul va trebui să-și exercite forțele pentru a se recupera, luna iunie te predispune la insuficiență cardiacă, boli ale vaselor sanguine. Dacă rudele nu în vârstă au simptome similare, înainte de a vizita medicul, merită să treci la un regim complet vegetarian. Sănătatea este în mâinile tale. Mersul pe jos, joggingul dimineața, antrenamentul în sala de gimnastică, vor ajuta organismul tău să depășească posibilele probleme de sănătate. Este mai bine să faci prevenire. Altfel, după 24 iunie, există șansa ca problemele vechi de sănătate să se facă simțite. Riscul de îmbolnăvire se referă mai ales la vasele de sânge, stomac și inimă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, energiile negative din iunie pot afecta bunăstarea ta materială sau financiară. Astrele prevăd schimbări la locul de muncă. Dacă dorești să schimbi domeniul de activitate, recalificarea de la un contabil la comentator sportiv, atunci iunie este perioada optimă pentru acest lucru. Dar mai întâi trebuie să plătești facturile, să finalizezi toate proiectele începute și să articulezi în mod clar ceea ce dorești. Unele proiecte pot eșua, iar investiția va fi pierdută. În plus, poți fi confruntată cu fraude de la prieteni sau de la colegi. În acest moment îți va fi dificil să înțelegi oamenii și, în același timp, obsesia cu privire la ideile tale îți poate închide ochii și poate interfera cu gândirea ta. De aceea, în prima jumătate a lunii trebuie să fii foarte atentă la cunoștințe noi, precum și să implici pe alții în planurile tale. În cea de-a treia decadă, aspectele negative te pot împinge spre lene și distracție, pentru că nu ți se va părea normal ca tu să lucrezi din greu în timp ce restul se relaxează pe plajă, se distrează la mare. Există riscul de a cheltui o mulțime de bani, de a face achiziții și investiții fără succes. În plus, pot apărea probleme în timpul călătoriilor, iar banii cheltuiți nu pot corespunde așteptărilor tale. Cască ochii înainte de a deschide punga, banii și relațiile. Interesele profesionale se pot schimba în mod dramatic, uneori trecând de din zona de rivalitate în cea prietenoasă și invers, te poate lovi dorința de a ști, de a afla cum apari în ochii unor foști colegi de clasă și colegi de muncă, poți începe să faci comparații, în acest moment, este important să nu abordezi probleme sentimentale legate de imperfecțiunile tale, ci să lucreze mai mult și să încerci să ți îmbunătățești performanțele actuale. Dacă nu există oportunitatea de a lua o vacanță de vară, atunci este recomandat să faci o analiză calmă a problemelor minore acumulate care necesită o analiză a situației în ansamblu, iar sarcinile ar trebui reduse la minimum. Nu te distra cu proiectele noi, nu forța executarea celor existente orice volum de muncă crescut poate duce la pierderea forței și apariția problemelor de sănătate. Dragostea și aventurile Este o perioadă bună pentru a consolida bunăstarea familiei. Costurile se transformă în confort la domiciliu. Dacă este cazul, e timpul să începi să planifici un copil. Dacă deja ai copii, este o perioadă excelentă pentru educație. Pe 5 iunie vei fi capabilă să rezolvi totul în mod pașnic. Pe 6 iunie, există riscul de a te certa cu părinții tăi și nu ar trebui să începi treburi mari în domeniul caznic. Ziua de 7 iunie este cea mai bună pentru a-ți întâlni rudele. Zilele de 8 și 9 iunie sunt recomandate pentru relaxare cu copiii. În iunie, viața personală va necesita o atenție destul de mare din partea ta, dar numai într-un în mod bun. Copiii îți vor plăcea mai mult. În general armonizarea va fi stabilită. Ai grijă ce ți dorești. Orice aventură crește șansa de a concepe, deci poți participa activ la creșterea ratei natalității. Acordă atenție familiei tale. Aceasta este recomandarea principală pentru iunie. Dacă încă pășunezi de una singură, apar o mare probabilitate de a-ți întâlni vechea pasiune care va duce la o nouă creștere a sentimentelor uitate și va fi reciprocă. Sănătatea Dacă ai boli ereditare sau cronice, în special cele legate de metabolism sau o predispoziție la afecțiuni endocrinologice, aceste lucruri poate să apară sau să devină mai vizibil în iunie. Cel mai probabil activarea a avut loc oarecum mai devreme, iar în momentul de față va începe să ducă la anumite consecințe, cărora le vei acorda atenție. Efortul fizic este permis, dar nu te supra-solicita. Astrele îți oferă sprijin și încredere în sănătatea excelentă în a doua jumătate a lunii iunie. Dar nu trebuie neapărat să obții excesul de greutate, ci mai degrabă să nu depășești doza de alcool și să elimini alimentele excesive în grăsimi. Apropo, greutatea în exces reprezintă amenințarea reală a acestei luni. Dacă dorești, poți începe o procedură de wellness, dar numai după consultarea unui medic. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni, pentru tine, iunie este o perioadă foarte dinamică, vei fi plină de speranțe și planuri strălucite, astfel încât ai putea chiar să cucerești verestul, dacă toate forțele vor fi îndreptate spre canalul creativ încercând să nu distrugi ceea ce a fost minunat creat. Cu toate acestea, energiile negative pot împiedica punerea speranțelor și planurilor în aplicare. Prima perioadă stresantă te așteaptă între 4 și 17 iunie, când ești în pericolul de a-ți încuraja partenerii și de a nu-ți îndeplini promisiunile. Poate că circumstanțele vor interfera cu activitatea ta, dar nu-ți faci griji despre asta. Aceasta este doar o scuză pentru a lua o gură de aer și cu forțe noi îți vei atinge obiectivele. În termeni financiari, te poți confrunta cu eșecuri atunci când te trebuie să depășești prea multe obstacole și dificultăți, ceea ce poate reduce rezultatele apropiate de zero. În acest moment, este mai bine să te concentrezi asupra activităților obișnuite, să lucrezi la proiectele vechi și să nu aderi la proiecte noi. Următoarea perioadă negativă te așteaptă în decada a treia, când se pot prăbuși idealuri. Pot apărea dezamăgiri puternice din partea partenerilor, pierderi financiare, amenzi, probleme cu autoritățile fiscale, banii și relațiile. Poți fi acaparată de dorința de schimbare a locului, pot să apară multe călătorii de afaceri, mișcări în jurul orașului. Noi întâlniri și cunoștințe, începutul lunii poate fi o perioadă de schimb intens de informații, iar tu vei fi inițiatoarea procesului, deși de ceva timp ți se poate părea că afacerile profesionale au înghețat, aceste lucruri nu este așa. În iunie vei cheltui bani, în cea mai mare parte, pentru petrecerea timpului liber și pentru divertisment dar în acest moment pe la orizont poate să apară o anumită persoană din trecut, în fața căreia vei dori să strălucești cu bogăție. Trebuie să-ți amintești că acest lucru este o dorință zadarnică. O întâlnire cu un fost prieten sau coleg îți poate fi trimisă de astre exact pentru a verifica dacă ai învățat să fii rezonabilă sau ești încă gata să rămâi fără bani pentru a te bucura de mândrie, dragostea și aventurile. Dacă nu-ți vei liniști ambițiile la începutul lunii, atunci conflictul cu un partener este inevitabil. Pe 2 iunie, puteți să vă odihniți împreună. Pe 3 iunie poate fi o întâlnire extraordinară. Pe 4 iunie este mai bine să nu te alături luptei pentru conducere și să nu discuți despre problemele tale. Trebuie să oferi înțelegere și să asculți opinia partenerului. Pe 6 iunie cererile tale pot aduce la o ceartă dar dacă vei fi rezonabilă și tolerantă, pe 8 și 9 iunie, relațiile se pot îmbunătăți. În perioada 13 la 23 iunie, va trebui să cauți compromisuri în toate privințele. Trebuie să încerci să păstrezi dragoste. Ziua de 18 iunie este deosebită de importantă pentru a-ți controla sau măcar restrânge emoțiile. Dacă te afli într-o ceartă cu soțul sau partenerul, atunci a venit momentul să închei un armistițiu, consimțământul tău va fi pe termen lung, ar trebui să devii mai răbdătoare cu a doua jumătate. Acordă atenție rezolvării problemelor cu copiii. Din nou, abilitățile tale diplomatice vor fi utile, încearcă să nu ieși din echilibru și să cauți avantaje personale în orice situație. Sănătatea. Starea ta în luna iunie nu va fi stabilă. Prima jumătate a lunii iunie va pune sub semnul întrebării sistemul respirator, iar cea de-a doua, sistemul digestiv. În luna iunie, bolile cronice se pot înrăutăți, deci ar trebui să fii mai atentă la sănătatea ta și să-ți monitorizezi simptomele. Dacă intenționezi să întrerupi un tratament sau să schimbi medicamentele, acum este mai bine să nu faci acest lucru. Dificultățile pot provoca indigestie. Modificări ale acidității în stomac, unul dintre motive poate fi o încălcare repetată a regimului obișnuit, fie schimbi orarul, fie schimbi dieta, fie schimbi meniul obișnuit sau compoziția acestuia, este vorba despre o reacție normală. Ziua deosebită de periculoasă este 28 iunie. Pentru ajutor, contactează numai medici profesioniști, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC, prima lună de vară pentru tine va fi destul de reușită, deși stelele indică faptul că va fi plină de mister, misticism și întâlniri neașteptate, dar mai ales prima jumătate a lunii, este o perioadă dificilă în care restricțiile și controlul de către parteneri te-ar putea priva de inițiativă, de capacitatea de a acționa singură, este posibil să provoci conflicte pentru a rezolva contradicțiile urgente. În plus, o varietate de probleme și responsabilități te pot afecta, astfel încât să-ți epuizezi rapid puterea. Aceasta poate fi o perioadă foarte dificilă pentru sănătatea ta, așa că trebuie să ai grijă de tine însăți, să nu încerci să faci totul imediat. În general, problemele din această perioadă te vor ajuta să te înțelegi pe tine însăți și pe alții. În perioada 9 la 19 iunie, Poți avea o dorință copleșitoare de a excela în absolută totul. Acum este cel mai bun moment pentru a participa la o competiție sau la un concurs, dar nu uita că adversarii tăi pot fi foarte vrednici și că va fi destul de greu să le apreciezi forța și tacticile. Soarta nu-ți promite o victorie ușoară și necondiționată, dar chiar dacă se întâmplă să pierzi, încearcă să apreciezi plăcerea luptei cu adversarii. În cea de-a treia decadă, vei putea simți o creștere puternică, însă nu este o perioadă foarte favorabilă, deoarece va trebui să te ocupi de treburile tale personale individuale, deoarece problemele și dezacordurile cu partenerii ar putea să te priveze de posibilitatea de a te susține. Banii și relațiile, în domeniul profesional, va veni o perioadă de creștere pe fondul creativității. Unele idei frumoase îți vor veni în minte, realizarea acestora va contribui la creșterea în carieră. Poți fi foarte conștientă de aceste lucruri și te poți concentra pe punerea în aplicarea planurilor tale, printre altele, te va ajuta să te deschizi și dacă nu salvezi lumea, măcar vei face o mare favoare pentru asta. Ar trebui să te aștepți la călătorii, întâlniri cu partenerii îndepărtați, corespondență plină de viață toate evenimentele mai mult sau mai puțin semnificative de la sfârșitul lunii vor fi concentrate în domeniul comunicării. Din anumite motive, mobilitatea și întreprinderea vor fi pentru tine instrumentul principal pentru rezolvarea problemelor actuale. Poți să visezi, să reflectezi, să spui întrebări și să găsești răspunsuri în subconștientul tău. În această perioadă, vei fi capabilă să arunci povara incertitudinii acumulate, să alegi noi obiective, dragostea și aventurile. În iunie, termenul curtare este destul de aplicabil casei tale. Oaspeții obișnuiți care te vor asedia acasă, unii pentru câteva ore, unii pentru câteva zile, vor fi cu tine, dar și cu copiii și cu părinților. Desigur, aceste lucru poate fi obositor, dar situația va fi de așa natură încât îți va fi mai ușor să le rezolvi pe toate în mod literal, în primele două zile ale lunii iunie relațiile cu un partener se pot dezvolta dificil. Prin urmare, în seara zilei de 12 iunie, trebuie să încerci să petreci în particular. Pe 13 iunie, poți și să te distrezi, dar este mai bine să amân sexul pentru a evita controverse. Până la 22 iunie, nu este necesar și nici recomandat să discuți problemele relației tale soarta nu promite o victorie ușoară și necondiționată. Sănătatea Te vei putea bucura de o stare de sănătate destul de bună în luna iunie. Trebuie doar să o menții. În luna iunie, mai ales în prima jumătate a lunii, ești predispusă la boli de piele, tăieturile pot dura mult timp pentru a se vindeca, pielea va fi prea uscată sau vor exista unele ulcerații sau exeme pe ea. Ai deosebită grijă cu prăjitul popular la soare de dragul unei culori boliviene a pielii. Foarte vulnerabile sunt picioarele tale. Deoarece cel mai probabil, boala va fi nu numai externa, atunci poți să ai probleme de sănătate pentru o lungă perioadă. În iunie ți este recomandată o alimentație adecvată, o dihnă, somn, supraîncărcarea te poate face să te simți puțin mai rău dar yoga te va ajuta să o depășești cu ușurință. Epuizarea la locul de muncă este unul dintre pericolele pentru sănătate. Nu uita să faci pauze lungi și dese, și nu depune eforturi deosebite pentru succes. Pe astrograma ta, casa sănătății este prea plină de oaspeți ca să ți poți permite excese. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu Norocul îi iubește pe cei curajoși. Dacă vei face din această regulă motoul tău, atunci luna iunie va fi minunată pentru tine. Desigur, vor exista probleme, dar vor fi rezolvate rapid și fără consecințe. Important este să nu te pisicești chiar din prima zi a lunii. Rabdă până în ultima zi, deoarece iunie poate fi o perioadă foarte dinamică, dar destul de dificilă din moment ce ceea ce prețuiești s-ar putea transforma în frustrare. În acest moment, relațiile cu ceilalți, în special cu copiii, iubitul, partenerul, amantul, pot deveni complicate. Și chiar și într-o echipă, ai putea să nu mai fi cea de altă dată, colegii te pot admonesta pentru egoism, sau pot opri colaborarea la muncă, influența lor te poate zlăbi, mai ales de la 4 la 18 iunie. În acest moment, nu este necesar să schimbi nimic, să ordonezi lucrurile, deoarece reputația ta poate fi în joc, este mai bine să-ți asculți intuiția, pentru a nu agrava situația. Următoarea perioadă dizarmonică te așteaptă după 20 iunie. În iunie, nesiguranța la locul de muncă, restricțiile puternice în afaceri, concurența poate fi cauza depresiei emoționale. Pentru tine, aceasta poate fi o perioadă de teste karmice care trebuie să fie experimentată cu demnitate. Plângete, în pernă este admis, dar să te plângi altura dând vina pe alții pentru eșecurile proprii, te poate costa întreaga reputație, banii și relațiile. În sfera intereselor de afaceri, luna iunie poate fi o perioadă dezastruoasă, și totul pentru că atenția ta va fi absentă. Te vei putea gândi la orice. Dar nu la muncă, iar din când în când, situația financiară poate atinge simțurile tale, poți începe să faci un lucru, apoi altul și nu vei duce nimic până la capăt. Un astfel de comportament poate dă una serios cariere și afacerilor, dar astrele susțin că nu vei putea să faci nimic cu tine însă. Ca rezultat, vei începe să-ți promovezi proiectele, cu sprijinul colegilor și al celor puternici. Ca o regina, îi vei pune pe alții la muncă, ca urmare, vor exista multe situații în care remunerarea pentru muncă va fi sub pretențiile personale, este curios că măsurile de stimulare nu vor fi doar materiale, este foarte posibil ca în iunie să ți se ofere posibilitatea de a participa la un proiect educațional care poate deveni bază pentru perspectivele de creștere profesională și de avansare în carieră fi totuși atentă când trebuie să semnezi contractul și să închei tranzacția. Dragostea și aventurile Pe frontul iubirii, dacă o crezi în capacitatea astrelor de a te influența, vei putea rezolva probleme familiale importante. În cazul în care cuplul este în procesul de divorț, atunci vor putea apăra nuanțe controversate ale divizării de bunuri imobiliare. Dacă ești într-un cuplu solid, din potrivă, vei putea să faci investiții utile pentru amenajarea vetrei familiei și a confortului de acasă. Începutul lunii iunie se caracterizează prin mici probleme legate de părinți și probleme familiale. Nu îți face griji, vei supraviețui. Dacă abia ai dobândit un partener, relația cu el va deveni mai puternică și mai conștientă într-un fel. Nu este exclus ca o anumită situație să-ți îndrepte gândurile către o nouă direcție? să te ajute să apreciezi cele mai bune calități ale partenerului, să crește dorința de a avea grijă de el, să te apropii mai mult de el atât din punct de vedere spiritual cât și fizic. Sănătatea. În iunie, sistemul urogenital este cel mai vulnerabil. Sunt posibile infecții, exacerbări ale bolilor cronice și procese inflamatorii. O inspecție de rutină, chiar dacă nu te deranjează nimic chiar acum, va dezvălui problema într-un stadiu incipient și o va rezolva. Litiaza renală nu trebuie să ajungă în fază cronică pentru a fi descoperită. Este posibil ca metoda să fie într-o oarecare măsură o cardinală. Dar ceea ce merită cu adevărat să acorzi atenție este legată de bolile asociate cu inima, durere, dificultății de respirație, aritmie, precum și nevralgii intercostale. Este important să separi corect simptomele și să nu tratezi unul în locul altuia și independent. Sfaturile profesionale sunt foarte importante. Pentru a-ți întări sistemul imunitar, stelele îți recomandă să faci sport. Aceste lucruri nu înseamnă că trebuie să transpiri ca o cămilă într-o cameră înfundată. Poți cumpăra o bicicletă sau role, poți alerga de nebună prin parc iar atunci vei fi capabilă să aduci gânduri proaspete sub coroană. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara, această lună pentru tine poate fi destul de complicată și controversată. Astrele prefigurează că te poți confrunta cu probleme în gospodărie. Pentru a le rezolva, Va trebui să lucrezi împreună cu rudele și să nu te distanțezi din diverse motive reale sau inventate. Este posibil că va trebui să-ți apărări drepturile, reputația, creșterea stimei de sine, mândria pot fi pedepsite, ești expusă riscului de a fi lovit în amurul propriu, relațiile cu ceilalți pot fi, de asemenea, foarte tensionate, poate să apară riscul să te afli în minoritate, și chiar mai rău singură, ceea ce va interfera serios cu obiectivele comune, în special între 4 și 18 iunie. Partenerii, în felul lor, pot folosi această confuzie în relațiile de afaceri, cască ochii pentru că altfel vei rupe punga. În cea de-a treia decadă, în această privință se poate dovedi a fi la fel de tensionată, iar tu poți să experimentezi frustrarea, nemulțumirea față de tine însăți ceea ce poate duce la conflicte cu partenerii, este important să nu te grăbești în hotărârile și concluziile tale și să nu iei nicio decizie sub influența tulburării emoționale și a nemulțumirii, banii și relațiile. În ceea ce privește domeniul muncii profesionale, iunie poate fi literalmente dedicată pentru începerea unor noi proiecte. Condițiile pentru afacerile pe termen lung sunt deosebit de favorabile. Deși cele actuale, este posibil să nu poată fi implementate rapid și cu rezultate bune. Pentru afacerile în derulare ar trebui să renunți la noile pretenții, altfel vei cheltui banii, timpul și forța. Este mai bine să acorzi atenție doar afacerilor care trebuie completate urgent. Nu trebuie să-ți faci griji cu privire la partea financiară din lună curentă. Poți fi capabilă să-ți îndeplinești dorințele minore este adevărat că o muscă miere este încă acolo. Dragostea și aventurile Din moment ce această lună are un accent profesional, atunci este posibil să nu ai timp suficient pentru viața ta personală. Cu toate acestea, problemele cu rudele care vor fi apărut mai devreme vor rămâne și pot progresa. În plus, Astrele avertizează că vei putea rezolva de asemenea multe probleme organizaționale asociate, de exemplu, cele legate de mutarea cuiva din familie, copil, părinte. În general, în afacerile tale de dragoste va domni armonia, dar asta în special datorită faptului că interferezi mai puțin. În relațiile cu rudele nu ai de ce să te aștepți la conflicte și insulte serioase. Consolidarea relațiilor cu unele dintre rude va contribui la succesul tău în viață, ceea ce nu te va lăsa indiferentă. Astrele îți recomandă să nu te cerți cu rudele, astfel vei arăta doar partea ta bună. În plus, conflictele constante vor avea un impact negativ asupra sănătății. Stelele te sfătuiesc să te calmezi, să nu-ți mai faci griji în privința flacurilor, să dormi cel puțin 8 ore pe zi. Sănătatea Din punct de vedere al sănătății, prima jumătate a lunii va fi cea mai favorabilă pentru tine. În a doua jumătate a lunii iunie, ai nevoie de mai multă atenție și de timp pentru a te dedica nutriției adecvate, odihnei mai frecvente și prevenirii bolilor cronice. Chiar dacă încerci din greu, nu vei începe un stil de viață sănătos în iunie. Dar încercările repetate, apropo, vor avea succes, mai ales în ceea ce privește exercițiile fizice. De exemplu, yoga. Nu trebuie să mergi la cursurile obișnuite, dar aici sunt câteva exerciții care te pot ajuta să te ocupi de problemele minore care se manifestă periodic, caută în revista mea online, în ceea ce privește sănătatea emoțională, în iunie vei fi însoțită de veselie, dispoziție plăcută și o atitudine pozitivă, care bineînțeles, va avea un efect pozitiv asupra bunăstării tale. Există o mulțime de oportunități de a întări sistemul imunitar și de a scăpa de boli cronice. Ar trebui să te angajezi în sport, dar rămâne prioritară yoga, încearcă doar 5 minute pe zi poziția arborului. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța Iunie poate fi liniștită și agitată pentru tine, în special de la 4 la 18. Nu este momentul potrivit pentru a călători, este foarte probabil să-ți schimbi planurile din cauza muncii, a problemelor urgente sau a condițiilor de sănătate. Dacă va fi să mergi într-o călătorie, poți fi dezamăgită, te poți confrunta cu cheltuieli neprevăzute, este mai bine să-ți sprijini și să-ți ajuți prietenii, cunoștințele și rudele apropiate, înainte de începutul celei de-a doua decade este mai bine să nu deschizi o afacere comună și să nu investești, oriunde ar fi banii. Investiția poate fi neprofitabilă și chiar poate crea mari probleme. În carieră și afacerile libere, poate fi dificil să te manifeste datorită multitudinii de restricții, influențe străine ascunse, astfel încât te trebuie să acționezi foarte atent, ca pe un câmp minat. Cea de-a treia decadă poate fi, de asemenea, dificilă. Dar răbdarea ta va fi răsplătită cu multă noroc, poți obține ceva plăcut și util în timp ce mergi la cumpărături, parteneri de afaceri de succes și cunoștințe utile pot apărea, dorința de a te relaxa, de a-ți îmbunătăți sănătatea, vor contribui la schimbări pozitive în viața ta, banii și relațiile. Dacă luăm în considerare situația astrală din iunie în legătura cu sfera profesională, atunci poziția ta poate fi considerată demnă de respect. Desigur, vei fi clară în declarațiile tale, dar această claritate se bazează pe judecăți și concluzii obiective. Un alt lucru este că cei în legătura cu care vei face aceste afirmații, pot considera că ești nepoliticoasă. Cei criticați nu vor aprecia poziția ta categorică. Toată lumea va vorbi despre adevărul final cine a fost atins de acțiunea ta și cine este doar un spectator. Totuși ar trebui să acorzi o atenție deosebită sferei sociale. În iunie, vei fi în mod special deschisă și atât de pură în spirit, încât vei atrage oamenii spre tine însăți și vei provoca comportamente sincere. Ar trebui să ai în vedere faptul că, în iunie negocierile, întâlnirile față în față și alte evenimente care necesită de obicei prezența ta vor avea un succes deosebit. Este mai bine să nu te grăbești cu planurile de afaceri până lună viitoare. Dragostea și aventurile Dacă ți-ai găsit deja dragostea nu trebuie să te relaxezi. Toate surprizele pot apărea în viața de familie. Prietenii noi, noi cunoștințe, noi senzații și descoperiri, toate astea te așteaptă în iunie. Dacă nu ai încă o pereche, te poți aștepta la contacte și întâlniri neprevăzute. Poate că ești destul de norocoasă să te întâlnești cu dragostea, să vă împrieteniți și să-ți schimbi opinia despre viața de una singură. În orice caz, ar trebui să te uiți la lume cu ochii deschiși și să fii pregătită pentru ce-ți poate aduce această lună de vară. În acest sens, astrele profețesc că vei experimenta influența favorabilă a stelelor. În iunie totul este posibil, o întâlnire fatală și posibilitatea de a scăpa de singurătate deja obositoare. Este de asemenea posibil asosirea unui iubită dintr-o țară sau oraș îndepărtat. Dacă nu ai reușit încă să legi nodul, poți clarifica situația din relația ta până la sfârșitul lunii iunie. Sănătatea Iunie nu este cea mai bună lună pentru tine în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea. În special cu atenție este necesar să monitorizezi inima și bolile cronice. În timp ce te vei fi aflat în vacanță, nu fi leneșă, mergi la medic și află ce te deranjează. Mănâncă mai multe fructe, bea sucuri proaspete. Poate să apară o scădere generală a potențialului energetic. Cu toate acestea, o posibilă stare de oboseală și depresie este ușor de îndepărtat, dacă te vei odihni în aerul proaspăt. Natura te va ajuta să te relaxezi, ceea ce are un efect pozitiv asupra sănătății generale. De asemenea, luna iunie pregătește o tendință neașteptată de creștere a greutății. Cu toate acestea, este ușor să previi acest lucru, acordând atenție dietei și activității fizice regulate. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion în această lună trebuie să fii foarte atent în ceea ce privește chestiunile financiare, precum și la timpul pentru stabilirea relațiilor cu autoritățile statului. Nu este exclus ca dependența de rudele și partenerii mai influenți să crească. Mai ales disarmonioasă va fi perioada de până la 18 iunie, când va fi dificil pentru tine să-ți restrângi emoțiile. Să-ți tempereze inclinația spre dispunte și bătăliile verbale când vei risca să depășești limita criticilor permise și poți ruina relațiile cu rudele și prietenii. Trebuie să-ți concentrezi atenția asupra muncii tale. Poate să apară brusc o dorință pentru o viață luxoasă și o dorință de a cheltui banii pe nimic. Munca intensă va duce la schimbări de dispoziție și va afecta starea generală de bine. Aceasta este de asemenea o perioadă nefavorabilă pentru activitățile științifice și educaționale, deoarece erorile te pot aduce într-o altă direcție. Următoarea perioadă dificilă te așteaptă de cursul celei de-a treia decade, când va trebui să fii mai atentă față de ceilalți și să urmărești cheltuielile tale financiare, banii și relațiile. În domeniul intereselor de afaceri în iunie, ar trebui să faci lucruri grozave. Adevărat! Stelele nu promit războaie victorioase sau lupte sângeroase. Va trebui să acționezi cu arme familiare, sofisticare, farmec, o privire rezonabilă la orice problemă foarte neobișnuită. Aceste calități vor atrage numeroși suporteri pentru tine. Acționând ca organizator, înțeleptul din tine este capabil să înlăture orice obstacol din calea echipei sale. În sfera intereselor de afaceri, Situația îți va fi favorabilă dacă părăsești zona de confort. Poți rămâne în stare bună, deși meritele trecutului vor dispărea curând după începutul lunii. Pentru a face banii mai repede poți utiliza în continuare practicile vechi, însă prioritățile vor trece deja în zona de început urmă și de proiecte proaspete. Adevărat, ar trebui să fii pregătită pentru poticnire și alunecare. Aceasta deoarece soarele strălucește, e cald afară și vrei să te bucuri de viață. Încercând o nouă imagine, vei atrage oamenii extraordinari și interesanți. Nu este exclusă o nouă poziție de prestigiu cu un salariu ridicat sau un proiect promițător. Dragostea și aventurile Timp considerabil îți va fi ocupat de treburile casnice. Pot exista costuri pentru achiziționarea de mobilier nou? Pentru repararea sau amenajarea locuinței, nu este necesar să provoci conflicte cu rudele. Relația cu acestea va necesita o atenție deosebită. Nu reacționa la provocările lor. Relația cu copiii ar trebui să fie bucuroasă. Pe 1, 11, 24, 31 iunie dute cu copilul undeva împreună. Puteți face împreună muncă de creație. Dacă ești încă singură, după eșecuri destul de lungi din această direcție, se vor deschide noi oportunități pentru tine, noroc în dragoste te așteaptă. Noile cunoștințe, relații romantice și relații pasionale sunt promise, dar în afara casei. Și pentru ca astfel de oportunități să nu fie depășite, trebuie să acorzi atenție, ție și dulapului. O mică schimbare a stilului de îmbrăcăminte și a comportamentului va fi benefică și te va ajuta să pierzi încărcătura din ultimele luni. Vei recunoaște existența iubirii la prima vedere. Va fi greu să nege acuzând că ești o victimă a lui Cupidon. Ascultă-ți intuiția. Toate pasiunile mai vechi vor dispărea în fundal, pentru că îți vei întâlni soarta. Sănătatea În iunie ești sfăduită să nu uiți de o adecvată? de un exercițiu moderat și de un somn bun. Gimnastica, tratamentele cu apă dimineața te vor ajuta să fii în formă bună și cu o bună dispoziție. Nu te prăji la soare. S-ar putea să apară probleme de sănătate la sfârșitul lunii iunie, deci dacă conduci și dacă ai afecțiuni cardiovasculare sau oculare în istoricul tău medical, ar trebui să le acorzi atenție. Problemele vor înceta să te deranjeze cât de curând, Potențialul tău energetic se va restabili, un stil de viață sănătos și sportul nu-ți vor face rău, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător, în iunie, nu-ți va fi ușor să lucrezi cu partenerii, deoarece este puțin probabil să obții o cooperare egală sau o înțelegere reciprocă, tu vei tinde să tragi plapuma peste tine, să-ți exagereze importanța și prin urmare riști să pierzi nu numai încrederea, ci și stabilitatea financiară. În acest moment, poți pierde mai multe decât estimezi, dacă acționezi inatent și în grabă. Sfaturile oamenilor mai experimentați și mai competenți te vor ajuta să faci față situației. Vrei mișcare activă pe scara carierei? Astrele îți recomandă mai întâi să acorzi atenție vieții personale. Această lună va fi bogată în întâlniri interesante, negocieri cu parteneri, dar majoritatea vor fi inutile. În plus, trebuie să-ți monitorizezi sănătatea, deoarece există un pericol ridicat de accidente și răniri. În decursul cele de-a treia decade, problemele nerezolvate pot să ți se reamintească din nou, prin urmare, ar trebui să fii deosebită de atent în abordarea aspectului financiar al problemei. În plus, merită să fii în gardă cu partenerii, deoarece există o șansă de trădare, banii și relațiile. În iunie, în cariera ta profesională pot apărea schimbări pozitive. Pentru ca acest lucru să se, se întâmple, la începutul lunii trebuie să te eliberezi de povara unor probleme și deficiențe minore. Imediat după aceasta, perspectivele vor fi clare, iar planurile sunt semnificative. Cel mai probabil, Activitățile de la începutul lunii sunt localizate în domeniul problemelor organizaționale. În această perioadă, vor fi necesare multe negocieri, negocierea contractelor sau ajustarea lor. Dacă vrei să obții cel puțin ceva în această viață, să devii mai semnificativă și mai bogată, este mai bine să-ți părăsești cochilia și să-și lumină. În iunie va fi o mare oportunitate pentru acest lucru. Să o pierzi este pur și simplu un păcat. Mai mult decât atât, pentru inerție și lenevie, stelele te vor pedepsi prin excomunicarea ta de sub protecția lor până la sfârșitul anului. Luna aceasta este momentul în care te poți transforma dintr-o rățușcă urâtă într-o lebădă de grațioasă printr-o singură lovitură. Dacă banii nu sunt suficienți pentru toate dorințele, începe să cauți un loc de muncă suplimentar. Atunci când îți fixezi în scop, nimic nu te poate opri. Dragostea și aventurile Relațiile cu sufletul tău pereche sau partenerul tău de suflet și cu familia ta în acest stadiu vor fi cât se poate de armonioase. Iunie este puțin probabil să fie marcată de orice certuri. Utilizează pe deplin această șansă, deoarece apare destul de rar. Încearcă să fii de acord în toate nuanțele cu cealaltă jumătate chiar și în acele cazuri, când el nu este corect. Argumenta și interfera cu el nu este în competența ta acum, deoarece pasiunea ta nu va accepta pur și simplu argumente sensibile. Aduți aminte că și tu ești de vină, nu este foarte obiectiv să pui toate lucrurile negative pe spatele lui. De asemenea, acordă atenție stilului tău de comunicare cu cei dragi. Poate că nu ești întotdeauna în toane bune, nu jigni pe cei dragi cu o atitudine prejudecată față de ei. Îți va fi mult mai ușor dacă nu ți-ai găsit încă partenerul de viață. Saturn, dacă ești singură, anunță o întâlnire cu viitorul logodnic, dar va trebui să fii mai restrânsă în exprimarea emoțiilor. La urma urmei, expresia rapidă a sentimentelor pozitive, la tine este similară cu furia și indignarea. Sănătatea. În luna iunie va fi redusă activitatea sistemelor genital și nervos, organele văzului, încearcă să limitezi numărul de contacte sexuale, gimnastica respiratorie va avea un efect benefic asupra stării corpului, poate că vei fi chinuită de insomnie și dureri ale capului, un sac de lângerie cu ierburi muscate te va ajuta pentru insomnie, o parte de dafin, două părți de ferigă, trei părți de hamei. Pune o astfel de pungă supernă. Dacă ai o boală cronică în sistemul venos, ai grijă să previi posibilele complicații. Exerciții fizice moderate asupra picioarelor, practică relaxantă, gândește-te la ceea ce este mai bine, să ai un remediu pentru boală sau să te îngrijești în avans de sănătate pentru a nu te îmbolnăvi. Realizează procedurile de temperare, intră în sport, mănâncă bine, ascultă nevoile corpului. Trebuie să ți-ai rămas bun de la obiceiurile proaste. fă o regulă de a mânca de trei ori pe zi. Dormi timp de 8 ore, întrerupe băutul și fumatul dacă este cazul. În caz contrar, stelele prietenoase spun că te vor trimite în curând de la spital. Dacă dorești să te bucuri de o figură subțire și întinsă pe plaja, întâmpină-te singurică la sala de gimnastică. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn, prima lună de vară nu va fi prea activă pentru tine, dar va fi calmă și măsurată în ceea ce privește familia și cercul social, cu mici vârfuri pe care va trebui să le netezești. Iunie poate veni cu o perioadă de confruntare cu partenerii, obținând o experiență de viață neplăcută, dar necesară. Deci, în perioada cuprinsă între 4 și 18 iunie, încăpățânarea și neclintirea te pot aduce la conflicte serioase cu partenerii riscând să submineze încrederea altora, ajungând într-un fel de izolare. Poate că vei prefera să te retragi de la afaceri, să te dăruiești filozofiei, dar există pericolul de a te agăța de problemele tale și de a suferi prea mult în deprimare. Concurența va crește, de asemenea te poți confrunta cu un adversar puternic, de loc inferior și cu sânge rece, prin urmare, vei cere participarea și înțelegerea prietenilor, rudelor, în cea de a treia decadă, încrederea ta va crește, dar va fi o mulțime de confuzie în chestiuni. Totul va cădea din mâinile tale, de aceea stabilitatea nu este încă de așteptat. Dar chiar și munca dificilă, monotonă nu te va face să fii neglijentă sau să faci o greșeală. Banii și relațiile. Dorința de a renunța la toate și de a începe de la zero se va dovedi a fi irezistibilă, și nu pentru a împiedica lucrurile și pentru a rezista presiunii vântului stelar. În general, prima jumătate a lunii ar trebui să fie un moment pentru a colecta pietre, adică să înveți, să înveți din experiența pozitivă, să consolidezi legăturile de afaceri ori de câte ori este posibil, acesta va fi punctul de plecare când de la sfârșitul lunii iunie se vor deschide noi locuri de muncă și vor apărea proiecte de afaceri atractive. În plus, spiritul tău de observație, aspirațiile și competențele cele mai intime ale tale în unul sau alte domenii de activitate vor fi decisive, și va depinde de ele situațiile pe care le vei putea desemna pe calea vieții tale. Ar trebui să ți conte de faptul că în această lună munca ta privind erorile și ajustarea obiectivelor va fi completă neformală. Profesional, va trebui să efectuezi o curățare globală a activelor, să completezi sau să delegi unor persoane proiectele care nu lucrează pentru creșterea ta personală. Rezultatul acestei lucrări va fi o ușurință și o flexibilitate extraordinară. Domeniile prioritare de activitate vor avansa imediat în mai multe direcții. Acest zel nu va rămâne neobservată de șefi, iar în iunie te poți aștepta la o creștere a salariului. Dar, în ciuda stabilității financiare, stelele ți recomandă să gestionezi mai atentă banii. Cele mai multe lucruri care se poate să-ți fi plăcut se pot dovedi a fi de calitate slabă sau deloc necesare. Dragostea și aventurile Dezvoltarea relațiilor personale în iunie se va desfășura în același mod ca sfera de lucru, cu excepția unei singure diferențe fundamentale, aici trebuie să cauți oportunități pe cont propriu, nimeni nu te va ajuta. În domeniul sentimentelor, se poate dezvolta o situație extrem de dificilă, chiar și o situație foarte conflictuală, încă de la începutul lunii poți simți nemulțumirea și presiunea de la rudele apropiate, în special părinții, dacă trăiești cu aceștia, aceasta poate fi o lună extrem de tensionată și dificilă în relația cu ei, probabil, cel mai bun lucru va fi să pleci într-o călătorie pentru a evita problemele și experiențele constante. În viața de familie, dacă ești căsătorită, te vei putea bucura de liniște, la urma urmei, ești calmă, măsurată, iubită și ai grijă de soțul tău nu te gândești la trădare. Dacă cu trei munți singură, nu ar trebui să te grăbești. În curând vei întâlni o persoană interesantă, în cele din urmă vei înțelege, el va deveni un favorit sau un bun prieten. Sănătatea În iunie ar trebui să fii atentă la locurile înalte, precum și la orice simptome privind de depresia sau ipohondria. Dar nu te concentra doar asupra acestor simptome. În iunie ar trebui să te angajezi în prevenirea rocelilor. Bolile ale sistemului respirator pot afecta activitatea sistemului genitourinar. Pentru a menține tonul fizic și emoțional, folosește aromoterapie, tratamente cu apă, utilizează infuzii complexe de suc de lămâie, aloe și usturoi. Nu abuza de bronzi, astrele spun că vei câștiga inflamația pielii. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător, până la jumătatea lunii iunie, va trebui să te confrunți cu una dintre cele mai dificile și mai stresante perioade din acest an. Sănătatea vătămată și veștile proaste pot aduce la scăderea bunăstării, nu îți va fi ușor, și deși vei avea destulă forță, limitările interne și indecizia pot deveni un impediment în viața ta. În această perioadă, va trebui să regândești și să schimbi mult în tine. În plus, este posibil ca problemele de sănătate să te forceze să faci muncă la domiciliu. Prin urmare, perioada cuprinsă între 4 și 18 iunie este o perioadă de tulburări, instabilitate. Aceste lucruri îți poate afecta sentimentele, poate afecta relațiile cu cei dragi. În anumite părți ale călătoriei tale prin viață pot apărea obstacole brutale, iar conflictele vor fi foarte neplăcute și prelungite în acest moment dificil pentru tine nu este necesar să recurgi la ajutorul altcuiva. Perspectivele nu sunt elăudabile, deci în acest moment te nu trebuie să schimbi locul de muncă, să adresezi cereri de ajutor prietenilor și cunoștințelor. De asemenea, cea de-a treia decadă nu te va mulțumi cu schimbări pozitive, dar nu ai motive să te răsfăți cu plânsul pe umărul cuiva și să arzi lumânări cu proteste pe la biserici. Această perioadă instabilă se va termina în curând, îți vei aminti cu umor ceea ce s-a întâmplat, banii și relațiile. Vei fi nevoită să lucrezi mai bine cu capul pentru a izola zonele cu adevărat promițătoare din diversitatea intereselor tale, întrucât va trebui să schimbi ceva în orice fel, muncă sau sferă de responsabilitate, ar trebui să revizuiești cu atenție căile prioritare de succes. Dorința de schimbare îți poate acapara complet gândurile și te poate forța să ai decizii sub influența unei admirații minime pentru creativitatea proprie. De fapt, decizia poate fi superficială și nerezonabilă. În orice caz, acționând în grabă, trebuie să fii conștientă de faptul că în caz de eșec, nu te vei putea întoarce la starea inițială, iar podurile vor fi arse. De fapt, Obiectivele pe care le vei începe în această perioadă nu sunt pentru minte, nu trebuie să-ți faci griji cu privire la problemele financiare, ai fost întotdeauna capabilă să câștigi, să aduni ceva de la alții, iar prima lună de vară nu va fi o excepție. Dar când o cunoștință te întreabă de datorii, este necesar să evaluezi cu atenție situația înainte de a amâna plata. Dragostea și aventurile, în lună iunie, ar trebui să ai mai multă inițiativă în viața ta personală. Dorești să petreci timp cu cei dragi, cheltui, dar nu comunici planurile altora. Mai multă atenție ar trebui acordată iubitului tău și grijă pentru el. Pentru a păstra calmul, îndeplinește-ți în timp util sarcinile casnice. În această perioadă, copiii vor aștepta sfaturi bune și înțelepte de la tine. Dacă încât ți fierbi cafeaua singurică, Hai să-ți spun că ai putea să te întâlnești cu ea, cu dragoste. Stelele promis să fie generoase, îți oferă oportunități, circumstanțe favorabile, aproape întreaga lună iunie. A doua decadă va fi cel mai bun moment. Șansele tale pot fi legate de țări străine, de orașe îndepărtate, de călătorii, de interese intelectuale, culturale și spirituale. Cupidonul pentru luna iunie prezice o aventură cu un coleg. Nu spune dacă pe birou sau sub birou, dar te vei bucura să ești puțin și fonată. Sănătatea În prima lună de vară, pentru o mai bună sănătate, va trebui să acorzi atenție intimității. Poți să faci meditație și autohipnoză. Rezultate bune pot fi obținute prin yoga și alte metode de restructurare a energiei proprii poți întreba despre metodele vechi de tratament folcloric. Pentru a nu obține intoxicații alimentare, nu abuza de cafea și îndulcitori sintetici. Ai grijă cu lichidele inflamabile și soluțiile chimice de curățat. În rest nu ai niciun motiv de îngrijorare, exceptând de deprimarea datorată locului de muncă, probleme de sănătate nu sunt de așteptat. Pentru a reduce efectele stresului legate de locul de muncă, fi fizic activă, du-te la sala de sport, cursuri de dans, etc. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, prima lună de vară poate fi foarte memorabilă și importantă pentru tine. Poți fi din nou în centrul evenimentelor și vei contribui la schimbări pozitive în toate domeniile vieții tale. Dar nu te lăuda? deoarece la începutul lunii iunie poți fi brusc șocată de unele evenimente din viața rudelor sau prietenilor, începutul lunii poate fi o perioadă foarte negativă, iar evenimentele îți pot afecta determinarea, capacitatea de a-ți apăra opiniile, probleme nerezolvate la timp în echipă, conflictele cu prietenii pot fi activate din nou și te pot pune într-o dilemă de alegere, precum și o definire clară a poziției tale. Abilitatea ta de a eluda toate colțurile ascuțite în relații te va ajuta doar parțial, iar situația poate necesita răspunsuri și acțiuni mai decisive și mai concrete. Tensiunea acestei perioade va afecta starea ta psihoemoțională, poți exacerba unele contradicții interne. În decursul celei de-a treia decade, te vei simți mai încrezătoare, cu toate acestea, succesul va veni la tine treptat și în porții mici. Deci este important să-ți menții poziția, să asculti sfaturile primite, problemele și responsabilitățile vor cădea pe umeritei cu o greutate mare. Chiar și să ieși la o plimbare, să discuți cu prieteni, să acorzi atenție celor dragi, nu va fi suficientă timp. Banii și relațiile, te poți confrunta cu necesitatea de a lua o decizie privitoare la locul de muncă, pur și simplu, din varietatea de idei va fi necesar să alegi pe cele principale și să decizi cu privire la compania în care vor fi cele mai convenabile pentru a le pune în aplicare. Este posibil să decizi în notul autonom, într-un fel sau altul, vei avea nevoie de bani pentru inițierea proceselor, Motiv pentru care principalul domeniu al activității profesionale din iunie va fi domeniul finanțelor. Acesta este momentul în care proiectele însăși se mișcă în reluare cu o încetineală enervantă, iar tu ai nevoie doar din când în când să faci ajustarea necesară a cursului și să înlături desele și multele obstacole. Desigur, procesul de muncă în sine este mult mai interesant decât săpăturile în probleme, însă toate obstacolele, chiar dacă par să fie nesemnificative, trebuie eliminate imediat ce apar altfel în viitor se potă dovedi a fi lingura de gudron care va strica toată recolta de miere, dragostea și aventurile. Iunie îți va fi ocupat cu munca, doar la sfârșitul lunii te vei putea bucura pe deplin de farmecul dragostei. Poți conta pe noi cunoștințe plăcute, pe renoirea vechilor relații. În orice caz, dragostea te va vizita, dar nu totul este atât de roz problemele vor fi prezente și în viața ta personală. Ultima săptămână a lunii poate fi dificilă, certurile și argumentările vor fi cauzate de neînțelegeri, acumulare de emoții negative și incontinență. Încearcă să menții relații diplomatice, nu pentru a provoca o ceartă și apoi totul va fi normalizat. Dacă nu-ți singură în acvariu, poți iniția o afacere de dragoste cu o persoană care va deveni pentru tine centrul universului. Este posibil să simți în ea un suflet înrudit, bine vulnerabil și îngrijorat și vei dori să-l protejezi de impresiile negative. Cel mai probabil, vei fi foarte blândă și agreabilă, temându-te să nu deranjezi noul partener, iar emoțiile lui vor fi mai importante pentru tine decât cele proprii. Sănătatea Poate că iunie va duce probleme de sănătate. Acestea vor fi rezolvate de un medic experimentat. Dacă ai observat simptomele bolii, nu amâna nici măcar un minut vizita la specialist. Boala timpurie este ușor de prevenit. În timpul tratamentului, nu abuza de fumat și băut, și chiar mai bine, leagă aceste obiciuri proaste de ramură unui copac și intră în transport. Ar trebui să acorzi atenție dietei cu ședere prelungită pe picioare și o dietă neechilibrată, pot apărea exacerbări ale bolilor vasculare, poate apărea distonie vasculară vegetativă și metabolismul poate fi perturbat. Nu mai vorbesc de minunatele varice. Petrece timpul liber în aer și înscrie-te la piscină. La sfârșitul lunii iunie să ai grijă de ficat, poți chiar să apelezi la alimente vegetariene, să treci ușurel pe legume, Fructe și verdețuri proaspete. Călătorire pe apă te vor ajuta la depășirea cu succes a problemelor psihologice. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!